Vă salut! Astăzi este frig afară, a nins. Și sunt pe terasă unde am făcut și mobila de bucătărie. Vreau ca să fac astăzi, soacra mea m-a rugat să-i fac o coadă la acest topor, la acest toporaș. Vă mai aduceți aminte? L-am întins la forjă, era pe jumătate lama, foarte groasă. L-am întins și l-am șlefuit puțin cu mașina de șlefuit cu bandă. Astăzi vreau ca să îi fac o coadă. A trecut mai bine de un an de atunci. Vreau să-i facă coadă din această bucată de salcâm. Vreau să vă spun în două cuvinte cum se alege lemnul pentru a face o coadă pentru topor, lopată și alte unelte pentru grădină. Lemnul se ia cât mai drept și se sparge la pană ca să fie fibra să se spargă pe fibră. Fibra lemnului trebuie să fie dreaptă. Nu se acceptă cu noduri. Eu așa procedez. Dacă iau un buștean, îl sparg în patru bucăți, apoi îl las să se usuce. Deci bușteanul, când îl iau în perioada aceasta, în perioada de iarnă, când nu este vegetație, se sparge în patru bucăți, apoi se lasă să se usuce și când este uscat, ca această bucată, se taie și se începe modelarea. O să fac o coadă simplă. O să vedeți cum fac coadă la acest topuraș. Nu o să fac coada conică ca să intre de la partea exterioară și să fie mai subțire la partea din interior. O să o fac puțin mai diferit. O să vedeți. Și o să vă arăt și un secret ca să nu mai sară toporul din coadă, ce trebuie să-i faceți. Prima dată o să scurtăm lemnul. O să scurtez la circular, nu mai scot pendularul, nu mai montez pendularul. Am obținut acest dreptunghi. Lemnul este foarte bun. De esență tare.
De fapt, salcâmul este la noi în zonă cam cel mai tare lemn. Crește foarte greu lemnul de salcâm. Vedeți câte inele sunt. Fibra este foarte bună, nu o să se răsucească, nu depășește 45 de grade. Avem așa această bucată. Încercăm să încadrăm toporul cât mai pe centru și apoi trasăm. Avem așa. Acum o să facem o degajare de aici. Aici o să mergem drept. Apoi ne îngustăm. Și pe capăt o să coborâm ca să nu alunece din mână. Ideal este să-l facem la banzig, dar o să-l facem la șoricel. O să tăiem cu șoricelul. O să iau cu rindeaua electrică. O să desfac puțin capa la rindea, nu se aude bine. Cred că a prins ceva la curea. Are o bucată de folie. Am tras o bucată de pal cu rindeaua și de blat.
blatul de la bucătărie și s-a înfășurat pe ax. De aceea făcea zgomot. Deci nu a fost, mă bucur că nu a fost de la furie. Este indicat să mai desfaceți dacă aveți acest model. Se poate strânge praf, intră pe aici și se poate încărca rolele de la curea. Se aude altfel acum. Încercăm să facem cât putem cu rindeaua electrică. O să fac cu această rindea acum. Pe viitor o să facem și un banc. Acum este o urgență. De aici începe contra fibrei, dăm invers. Folosesc această rindea cu masă doar de 2 cm și jumătate, ca să putem să rindeluim pe suprafețe scurte, unde se schimbă unghiurile, cum ar fi în partea aceasta, la partea de sus. Îi dăm forma dorită acum, apoi o să-l curățăm cu un sicling sau un ciob. Cine a mai făcut așa ceva știe despre ce vorbesc. Ciclingul nu se găsește pe oriunde. Încercăm când facem acest S în lung să nu tăiem niciodată, să întrerupem fibra, pentru că se va rupe. Aceasta este prima mea rindea care am cumpărat-o din comerț. Mânerul s-a rupt. I-am făcut eu un mâner din corn de cerb
La 14 ani am lucrat câteva luni și din primul salariu mi-am cumpărat o trusă de chei și o rindea. Sunt lucruri care nu se pot face la utilaje și se pot face numai manual. De fiecare dată când fac o coadă de ciocan, de topor, de sapă, cazma, îmi aduc aminte de copilărie. La 12 ani a fost prima mea coadă de topor care am reușit să o fac. Am avut un prieten din sat care era rotar și dogar. Timpul liber eram la el. După ce mă întorceam de la școală, mergeam la el. Aveam o tejghea și o să o facem. De când eram la școală, maestrul ne spunea că meseriaș este acela care reușește să-și facă singur tejghea, bancul de lucru, și să-și construiască scul. Avem atelierul în lucru. O să facem pas cu pas și bancul de lucru, cât și alte scule. În tâmplărie, tâmplăria este foarte vastă. O să șlefuiesc cu mașina de șlefuit pe bandă. Vreau să termin mai repede. Este frig afară. Aici este mai adăpost, dar mai am și altceva de făcut. Avem șmilgher de 120 pe plasă. Vă recomand acest șmilgher. Este foarte bun.
și la construcții, pentru a șlefui pereți și la lemn. Vă spuneam de țicling. Am țicling, dar în altă parte. O să vă arăt cu altă ocazie, nu este un secret. Țiclingul este la fel ca un cuțit de rindea. Este ascuțit prima dată la piatră și la piatră de apă și de ulei, iar apoi cu întoarce gura. Eu am întors gura la acest cuțit. Și acesta este țicling acum. Și putem să curățăm. Sau cu un geam îl spargeți și puteți să fie înseamnă. Sau o sticlă. Spargeți o sticlă și luați un ciob. Se poate. Se poate finisa fără nicio problemă. Soacra mea nu acceptă ca să taie, să tai cu tocătoarea crengile din grădină, spune că nu are unde să le depoziteze, dar am găsit o soluție, am cumpărat saci și se pot băga pe foc foarte ușor din sac. Dar o să-i fac cadou acest topor, vreau ca să iasă bine, nu neapărat pentru că este pentru soacra mea, dar așa îmi place să fac lucrurile să iasă, să iasă bine. Am o satisfacție la sfârșit de fiecare dată când fac un lucru. Ce ne mulțumește este satisfacția lucrului finit. Putem să mai rotunjim și cu șmilier. Șmilierul face ca să distrugă muchiile ascuțite. Sau facem în felul acesta. Apoi facem pe lung. Un tratament bun pentru această coadă. O să fierb ulei, o să încing ulei și o să dau ulei încins. Normal, ideal este ulei de in încins. Uleiul de in tratează lemnul oprind uscarea excesivă și îl conservă. Acum, secretul. Toporul are muchii în interior. Trebuie să-l
să pilim nuchiile, să le rotunjim ca să nu intre în material. Am ținut mâna pe tăiș pentru că nu este chiar ascuțit. O să-l las puțin după ce-l termin. Am foarte multe proiecte de făcut când o să mă întorc din Anglia. Dacă o mai trăi și o fi totul bine și o să decurgă totul bine. Am în proiect să fac un ciocan pentru fierărie. Este o pasiune fierăria pentru mine. Să facem un clește, un topor, un ciocan. Sunt destule provocări care prietenii mei m-au provocat să fac așa ceva. Este destul de bine. O să mai iau o muchie dreaptă. Este îndeajuns. Ca să intre, o să-l bat ușor în coadă. Mai bătem puțin. Este de ajuns. Secretul la un topor ca să nu iasă din coadă este acest. Avem un spațiu de jur împrejur la coadă. Acum, noi o să spargem pe margine, nu pe centru, niciodată pe centru. După ce am fixat lama la topor în coadă, o să despic marginile la topor. În felul acesta. Niciodată nu se bat pene din metal. Dacă vreți să, cel puțin la un tâmplar, nu am văzut niciodată să bată o pană din metal. După ce am despicat, o să introduc aracet. În ambele crăpături. Și o să bat pana.
Acest topor este perfect pentru cine folosește mâna dreaptă. Este puțin înclinat spre dreapta, ca o bardă. Cine știe ce este aceea o bardă. Barda are gâtul acesta mai lung și lama mai mare și se folosea pentru ATV, pentru ATV grinzi. O să pun puțin ulei de amestec să îi dăm să ungă coada. Nu vreau ca să-l las, nu am ulei de in. Acum o să ard. O să-i scoatem fibra la vedere. Este fierbinte și coada și o să intre uleiul foarte bine în lemn. Uleiul când se încinge se subțiază. Dacă vreți să-i mai dați cu șmilgher după ce l-ați ars, se poate să scoatem fibra la vedere mai bine. Așa arată toporul nostru. Acum o să îl trag puțin la perie, să-l ascut. Tai din această bucată de carton. E destul de bine.
Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să lăsați un comentariu, să distribuiți și până data viitoare, numai bine!